Cele două momente ale evenimentului au fost moderate de artistul Felix Aftene și de criticul de artă Valentin Ciucă. Salonul de pictură prezintă operele artiștilor reprezentativi pentru arta eșeană, acestea fiind dispuse în trei galerii de artă din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare și două galerii situate pe strada Lăpușneanu. La număr sunt 305 membri, toți sunt membri cu studii superioare în domeniul artelor vizuale. Ulterior se face o selecție, se face un dosar, poți deveni membru stagiar, după care după 2 ani de zile membru titular. În cadrul galei s-a mai acordat premiul Panaiteanu Bardazar, care s-a adresat artiștilor tineri, nominalizații fiind selectați din rândul premianților proiectului Atelier 35. Este un salon în care se premiază opera de artă, se premiază excelența. Este vorba despre jurizarea Artis. Jurul este format în principiu din premianții anului trecut, anului anterior. Premiile au fost finanțate de Primăria Municipiului Iași. Iubitorii de artă pot admira operele salonului până la sfârșitul acestei luni.